Își propun să reducă din volumul de alimente aruncate la tomberoane, iar produsele nevândute în magazine să ajungă la cât mai mulți nevoiași. Vorbim despre voluntarii primei bănci de alimente din Moldova, care colectează din centrele comerciale și de la companiile agricole produsele care fie au un ambalaj deteriorat, fie aproape expiră. Astfel, fructele, legumele, cerealele și pâinea de pe rafturile magazinelor, care în multe cazuri ajung la tomberon, primesc o a doua șansă. Alimentele sunt împărțite cantinelor sociale și azilurilor de bătrâni. De luni până vineri, la primele ore ale dimineții, reprezentanții băncii de alimente vin la un hipermarket din capitală ca să facă plinul de produse. În special este vorba de alimentele ușor perisabile, care în câteva zile se apropie de data limită de consum. Pâinea, legumele și cerealele donate astăzi sunt duse la un depozit special de păstrare. Ulterior, acestea sunt împărțite cantinelor sociale pentru a fi utilizate. De exemplu, acest pachet de malai expiră pe data de 6 octombrie. Avem la dispoziție o săptămână în care el poate fi distribuit și consumat. Noi suntem siguri că rețeaua de parteneri pe care o avem, ele vor fi consumat până în data de 6 octombrie. Noi ne străduim ca produsele să nu stea mai mult de o zi în depozit. Chiar dacă vorbim de produsele de azi, acum au fost aduse, sunt cântărite și repartizate la 3 parteneri. Aici vorbim de 2 cantine sociale și de un centru de plasament pentru copii. Și dacă vorbim de legume, noi chiar nu lăsăm produsele peste noapte aici, pentru că ele vin de la o anumită temperatură și trebuie să ajungă chiar azi pentru a fi procesate. Inițiativa de a împiedica risipa alimentară vine din partea misiunii sociale Diaconia, care gestionează tot procesul. În prezent, Banca de Alimente distribuie produse la 25 de centre sau cantine sociale din țară. În continuare avem solicitări, dar pentru noi este important ca să cunoaștem fiecare partener în parte, ce beneficiar deservește, ce capacitate are de păstrare, de procesare, pentru că noi trebuie să fim încrezuți în partenerii care lucrăm și la cine ajung produsele, chiar vor fi prelucrate la timp și în condiții bune. De exemplu, din alimentele aduse astăzi, la cantina socială Diaconia se pregătește un prânz cald pentru 25 de nevoiași. Bucatele pregătite vor fi duse de echipa mobilă până la ușa beneficiarului. Aici avem zeamă, astăzi pregătim pentru 25 de persoane. Toate produsele vin de la Banca de Alimente și noi pregătim pentru beneficiari. Totul este proaspăt, de dimineață până la amiază gătesc, apoi se duci părintele și împarte la fiecare beneficiar acasă. În întreaga lume anual se risipesc aproximativ 1,3 miliarde de tone de alimente. Pentru a atenționa comunitatea internațională asupra acestei probleme, astăzi în premieră Organizația pentru Alimentație și Agricultura Națiunilor Unite marchează Ziua Mondială privind lupta împotriva risipei alimentare. Astfel, prin programul Banca de Alimente, misiunea socială Diaconia își propune nu doar să ajute persoanele defavorizate, ci să prevină și acest fenomen. Acum suntem în perioada de testare și ne bucurăm că, iată, retailerii străini care cunosc acest mecanism din țările de origine au venit, sunt mai deschiși și sperăm că încet, încet vor fi parteneri și rețelele naționale, astfel că vom reuși să transformăm niște produse care riscă să fie aruncate, care au fost muncite, să le redăm valoarea și să le readucem în consumul uman. Până în prezent, la Banca de Alimente au fost donate peste 7 tone de produse alimentare care au fost repartizate gratuit la mai multe organizații caritabile.